Salut și bine v-am bună lumea, eu sunt Valentina Doi, iar astăzi am o surpriză pentru voi. Avem aici pe Shio Shark Leon cu 59 de gemuri. Să scrieți în comentarii dacă vreți să-l iau, pentru că am gemuri destule. Și hai să băgăm un match. Acum pot să fac live-ul, pot să fac episoade mai lungi pentru că mi-am șters toate filmările din telefon ca să nu... Ca să nu mai zic eu că nu mai am spațiu, memorie. Mortisul ăsta nu știu ce naiba face. Da, e mort. Mortisul ăla chiar era dub. Tipul ăla care juca cu Mortis chiar nu știa deloc să joate, adică... Frate, se băga fix în bombele mele. Dar măcar nu m-au omorât Mortis. Bine, mi-a dat un hit, dar degeaba. Și să spuneți și în comentarii cine vrea. Nu doar că dacă vreți să iau Shark Leon, nu poate vreți. Dar aici, da, m-a omorât. Da, mai zic eu dacă vreau. Dar să spuneți cu ce aplicație să fac live. Adică eu fac cu aplicația aia, nu mai știu cum se numea. Da, fac cu aplicația aia, live. Dar să spuneți cu o altă aplicație, pentru că nu prea îmi place aplicația asta, pentru că eu când fac live și după ce te-ai live-ul de făcut, se vede așa urât, nu știu. Nu se vede toată imaginea asta, ceva de genul, dacă mă înțelegeți. Hai frate, că nu-i core, vine și rosa, vine 100 de milioane de oameni pe mine. A, frate, că trebuie să câștigăm și meciul ăsta. Hopa. Hai să jucăm cu Troll Ball. În episodul de astăzi o să încerc să puși. Să pușez mai multe trofee. Spre 13.000 de trofee, dacă se poate. Dar mai zic să fac 12.000. Pe ori dau 12.500 de trofee. Și avem aici destul de bunicică, să zic, echipa. Ah, m-a omorât Carl. Dai, băieți! Dai! Du, frate, cum a dat ăla mingea și ce-a dat cultivata să... Bă, băieți! Eu nu știam că la EBS era asta, doar când dădeai așa, doar o dădeai, dar acum am văzut că poți să dai cât vrei tu și poți să-ți alegi o parte. Când ai te știți cum era invizibilitatea lui ăla, lui Leon? O dădeai direct, adică când, uite, când o făceai așa din ultimata, nici nu se vedea. Dar acum am văzut că a băgat să se vadă. Ai, mă! Ah, ăla, ce ghinorist avea meciul. Nu te mai de aici, dar nu înțeleg de ce toată lumea joacă M. Știu că e destul de OP, dar de ce joacă toată lumea M? Overpower. Bă, nu te cred. Nu. Cum? Doamne, ce meciuri ghinoniste avem astăzi. M-am cumpărat, mă bag solo, frate, deci n-ai cum să pușezi. Incredibil, 3 meciuri sau câte am dat și nimic, frate. Pentru că în afară sunt 2 zile și parcă 20 de ore. Deci avem timp, adică mâine, după mâine o să mai urmeze încă o zi. Și după aia, de fapt, duminică o să se scoată Shark Leon-ul, deci... Mâine fac un episod și chiar îl cumpăr, băieți. Chiar dacă voi nu scrieți în comentariu, aș vrea să-l cumpăr, că vreau să am un skin pe Leon. Ăla e destul de scumpit cel, să zic. Bine, nu am chef să strâng bani pentru cela cu puiul ăla. Puiul Leon, sau cum se numea skin-ul. Pentru că n-are rost. Uitați-vă ce bună e Ems. Nu da pe ăla. 2000 de mici.
Aș vrea să mai bage un caracter nou, un brawler nou. Pentru că na, e fain să ai mulți brawleri. Dăm aici ca să vedem dacă e cineva, nu e. Uite aici pe Tara, moartă. Dynamite. Mamă, ce damage dă, nu, na. Mamă. N-am cum să mă apropii de ăla, că dă ultimata fix pe mine. Deci dă fix pe mine, ai că a dat-o pe Tara. Nu! Bine. Ok, s-au omorât amândoi. Din păcat, am făcut absolut nimic. Băiețul ăsta doar am omorât o persoană sau două. Da, două am omorât. Și doar atât am făcut. Pe Tara am omorât-o și pe 8-bit. Dacă țin minte. Tana. Hai mă. Fiți atenți. Nu mai fiți atenți. Fiți atenți. Nu mai fiți atenți. Ai de ceapa mea. Bă, dar nu înțeleg cât de mult damage poate să dea Dynamite. Adică, zici că sunt Piper sau cine? Burly, Tick, de mă omoară din două hituri. Cu bombele lui. Hai mă, lasă-mă în pace. Dă-i bă. Nu fugi nicăieri, Mortis. N-are cum să fugă, cât e raza aia. Hai mă, lasă-mă în pace. Vreau să mă mur cu orice preț. Bert Baba. Aoleu, cum, ce nume are ăsta, am înțeles. Bă, du-te mă, că nu mă te cred că acum mă omoară, bă. Nu e corect cu jocul ăsta. Nu e corect, frate, cu jocul ăsta deloc. Da, și mai să scrieți cu detalii dacă vreți să strâng gemuri pentru ăsta sau să-l iau pe Shark Leon. Ia, bă, sincer chiar. Are ceva nou Shark Leon? Adică trage cu ceva nou? Chiar nu mai știu. Da, nu prea trage cu nimic nou, doar cu niște de-astea. Da, fain e ăsta. Dar n-am gemuri să-l cumpăr, frate, n-am gemuri. Sincer, dacă tot mâine cred că o să iau skin-ul, hai frate să băgăm un meci de duo. Hai să băgăm un meci de duo. Și mâine e sâmbătă, da. Mâine seară sau duminică seară o să fac un live cu, nu știu, cu jocul. Nu o să ne jucăm. Pentru că eu fac mereu o sâmbătă, nu, ori video, ori sâmbătă, ori duminică. Nu fac de două ori live, că nu se merită. Fac la o dată la o săptămână live. Uite, destul de bun. Mi-a dat și cu Piper. Păi, chiar dacă n-are așa speciale, măcar să știu și eu că am un skin pe... Nu! Bine, Piper! Nu! Lasă pe Piper în pace! Dacă mai dai un hit 2, Jessie era morți. Dă-te după zid. Așa. Ce prost a fost ăla. N-ai cum să mă vezi! Bine, ia ăla tot power-ul, dar na. Hai mă, lasă-mă în pace. Bine. Mort? Și dai. Nu, sar. Are star power, dar degeaba. Bă, nu te cred! Nu. Băieți, nu te cred cum a scăpat cu 66 viață. Nu te cred, frate, nu te cred. E, da. Dai mă, dai.
Ia să te văd eu. Ce mai faci, mă, tu? Tu scapi la mine cu 14 de ăstea, cu 14 power, tu scapi? Si, mă, tu scapi? Cum a scăpat? Deci... amândoi am ratat. După aia s-a dus după turetă să vă uitați video pe filmare. Cum a scăpat cu 66... Hai să zic cu Poco. La probabil. Cum a scăpat cu 66 Jesse aia, cu star power? Cum a scăpat cu 66 viață? Nu înțeleg. Măcar nu ne-a omor, oricum n-avea nicio șansă. Că i-a dat Piper One și alu Brock, adică da. N-avea nici power, nimic. Viață, da, degeaba. Bă, nu te cred că ăștia au star power. Bine, aproape o fac și eu pe Shelly. Să vedeți ce joc eu după aia cu Shelly, numai cu star power, na. Dar sper să pice star power-ul cu viață. Na, n-am cum să-l ajut acolo, că e zidul. Hai mă, hai mă! Încerc băie să... era să zic să-mi văz brostac. Încerc și eu băie să-i ajut pe ăștia, dar na, cât pot. Adică nu pot să-i ajut foarte mult. Ia mor! Dai de pe-i! Și cu stadul, nu, nu, bravo, bravo! Bă, nu te crebă, că la noi doarme un pro! Doarme ăsta, cum îl cheamă? Bun. Da, avem oricum ce să facem. Ce să facem? Deci spuneți-mi, aia, are aia star power, mai e și ăla care dă cu ăla. Mai sunt toți, frate. Toți mai sunt. Adică, ce pot să fac eu? Na, mă, na, gol. N-a gol de aici. Prea mă enervat. N-a mă, n-a. Nu, nu, nu te... Nu, 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 nu. Băgă-mi-și piciorul, băgă-mi-și piciorul. Dar spuneți-mi voi mâine, ce puteam eu să fac? Păi am făcut și o level 103. A, da, și cine vrea să intre clanul meu? Suntem... 32 de persoane în clan. Cine vrea să intre? Și Xigna e aceasta. E un glonț alb. Ăsta-s puțin. Ăsta-s puțin. Băi, dar cine știe? Cine vă are? Să-mi spune și mie, cum o să fac președinte? Hai, nu aici. Chiar nu știu cum să fac, adică am dat aici și eu trebuia să fiu șeful clanului, dar uite. Promote, adică președinte sau kick. Dar nu pot să fac, nu știu de ce nu pot. Nu vreau să-i dau kick, dar zic că nu pot să-l fac președinte sau ceva. Da, nu știu. Și când facem live, o să vă arăt codul, opa. O să vă arăt codul ăsta și o să și o să intrați, dar cine vrea? Cine vrea să joace cu mine, să joace. Nu jucăm solo, hai să jucăm Brawl Ball. Bag-o Rico, frate, că nu mai se poate așa ceva, nu se poate așa ceva. Vă zic eu că nu se poate. Au, au, au. Trezirea, bă, dar de ce noi mereu avem echipieri de ăștia care dorm pe ei, frate? Copii de ăștia, na, fac troll, hai să nu îi jignim, dar pe bune, frate, de ce intri în meci atunci? Dacă dormi, bine, poate nu-ți merge netul, poate e un telefon mai prost, dar pe bune acum. Chiar și după ce ți se încarcă jocul, tu stai. Să fim serioși. Intri bine să te joci, nu să te uiți cum joacă ăștia. Să-mi spune și noi dacă am drept... Du-te, bă, că... Nu, 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 nu! Așa, iau-te-o. Spune și voi dacă am dreptate. Na, nu cred că am. Bine, poate că am, dar na. Acum, cum zice și voi. Dar eu zic că acum la modul serios. De ce mai intri mergi dacă nu joci? Poate un telefon mai așa și
Ți intră greu meci, dar na. După ce ți intră meci, joci, nu stai și te uiți. Ok, hai să vedem aici. Văd că ne-am dat un gol. Bă, poate ne dă diaframe gol. Uite, uite cum sta. Deci Shelia face un imens troll. Nu că vrea bă să facă, dar da, face troll alții. Îi trebuie și face troll. Dacă acum nu mai face troll, dar la început făcea. Hai că am ratat și ultima ta. Adică, oh, ok. Adică, uitați, eu intru meci, bă, joc, nu fac troll, adică n-are niciun rost să faci troll. Să pierzi la unul trofee, pentru că da. Poate omul s-a chinuit să-ți facă trofeele și na, de ce faci tu troll și joci așa, la mișto. Acum o să ne dea și ăștia gol, dar na. Uite, uite și tu, uite și tu, ce echipă avem. Și mă întreb eu de ce pierdem. Uite. Acum ăștia doi stau și dorm pe ei. Uite cum, uite cum face Shelly. Frank iară nu mai joacă. Poate și-a pierdut netul, da? Adică conexiunea la net, da. Uite și tu. Shelly niciodată nu și-a... Niciodată nu și-a pierdut conexiunea la net. Leacă, mă, lei. Uitați-vă ce frumos joc eu. Uite, mă, Frank. Bine că o dai lui. Bravo. Hai că am dat și ultima ta. Trebuie să nu murim. Dar uite și tu la Shelly asta. Stă pe loc în loc să fugă și să tragă în ăștia. Uitați-vă și voi la ăștia. Ce șmecheri joacă. Nici măcar n-a stat. Uite! Doamne! Doamne ce proști am. Acum ne dă și gol. Fii atent. Adică stătea și să uita la el. De ce o dai, mă, lui, ca să-ți dea cu ultima ta? Nu, 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 nu te cred, nu te cred, nu te cred. Uitați-vă cum a dat gol. Nu mai suport jocul ăsta. Cam acesta a fost, băieți, episodul. Sper că v-a plăcut acest episod. Bine, a fost puțin mai lung, dar eu sper că v-a plăcut. Nu prea am pușat oi, cine știe. Dar în fine, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și să scrieți în comentarii dacă vreți să iau skinul ăsta. Eu îl iau. Acum promit că chiar o să-l iau. Mă țin de promisiune și chiar o să-l iau. Dacă vreți voi. Dacă nu, nu-l iau. Și... Da, cam acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe și noi ne revedem data viitoare, pa, pa!